каналу Orange Blue Definitive. Doamne, cât mai trebuie să așteptăm? 2 ore și 7 minute! De ce durează atât să încarci un video pe YouTube? Băieți, fiți atenți! Am cea mai tare idee de challenge! Țineți astea 3! Ok... Astea sunt pentru sport, Silviu, nu aveam acum timp pentru sport. Adi, la cum arăți, tu n-ai timp de sport niciodată. Ok, Silviu, care este ideea challenge-ului? Fiți atenți, ne punem benzile pe picior, apoi ținând fluierul în gură ne pișcăm cu elasticele. Și apropo, nu trebuie să scoatem niciun sunet, adică nu trebuie de făcut așa. Ok. Ok. Silviu, spune-mi încă o dată, de ce facem asta? Pentru că e distractiv, hai! Nu n-am elastic. Așa, așa... La Adi elasticul e mai subțire. Înseamnă că doare mai tare. Nu! Eu singur nu e. Ok, sunteți gata? Da. Hai! 3, 2, 1... Ai pierdut! Dar nu-i distractiv asta, eu nu vreau să merg. Silviu, fii atent. Zic, eu îți trag elasticul tău și tu pe al meu și vedem cine scoate un sunet. Cine pierde, dă un bubârnac celălalt. Da. Piciorul întinde. Ce-i asta? Stai! Adi, nu, am altă idee, hai Adi la Adi. Da, da! Hai Adi! Hai, ce mai zic? Stai. 3, 2, 1! Amândoi am pierdut! Mai mult! Acum am altă idee, noi doi lu Adi. Gata! Înapoi la lucru, gata! De acord, gata, cu challenge-urile! Adi, am nevoie de un pic de ajutor, hai cu mine! Nu, Silviu, știi, sunt foarte obosit și ocupat și nu am timp eu de prostiile astea. Adi, vreau să aduc comanda de pizza. Mereu bucuros să te ajut, Silviu! Eu gen descurte tu singur, eu mă duc să-l ajut pe Silviu. Mamă, ce cald aici, să deschid un geam ceva! E blocat! E cumva o glumă proastă de-a băieților? Era doar un vis! Băieți! Mr. X, băieți! Mr. X! Mr. ce? Mr. X e killerul care voia să ne omoare pe toți atunci când am fost la căsuță și v-ați lovit cu mingea în cap. Am avut un vis cu el, iar acum l-am văzut la geam. Eu, gen, ce noi probabil ai niște viziuni cu halucinații sau ceva de genul ăsta de la oboseală. Trebuie să iei o pauză, mănâncă ceva. Nu, băieți, haideți jos să vă-l arăt! Hai, Silviu, să vedem, nu o să ne lasă în pace. Cum să ne arăte ceva care e încăpătă? Fantezie. Aici! Uite-l, e... Unde e? Eugen, cred că ai stomacul gol. Mai bine hai să mănânci niște pizza. Cred că aveți dreptate, hai! La naiba, am uitat de suc. Silviu, hai cu mine să mă ajut să aduc niște sticle și niște pahare. Stai să termin pizza. Lasă asta. Știu ce am văzut și nu mi s-a părut, sau poate era doar un trecător. Ah da, era livratorul! Mereu se îmbracă straniu. Cine n-a... Apel ascuns? Da? Îți era dor de mine, Eugen? Cine ești? Bunul tău amic, Mr. X. E cumva o glumă? Ți-ai dori să fie. Nu, Eugen, e cât se poate de reală situația. Iar tu nu ai ce face. Voi vâna fiecare prieten de-al tău, unul câte unul, până vă prind pe toți, iar apoi voi distruge canalul Orange Blue definitiv. Băieți! E totul real! M-a sunat Mr. X! A spus că vrea să ne prindă pe toți și să extermine canalul Orange Blue. Eugen, hai în sufragerie să vorbim despre asta. Am zis în sufragerie! Ok, hai în bucătărie. Adi, nu ai 4 ani și nici 20 de kilograme. Și nu ești pisică. Da? Nu e pisică? Doar pisicile merg pe sub masă. Așa, vin acum. Eugen, cred că ai febră. Ba nu, am nimic, uite, m-a sunat. Păi scrie număr necunoscut. La sigur e vreun hater care vrea să-ți facă rău. Sau cineva care doar glumește cu tine. Da, nu există niciun killer nebun care vrea să ne omoare. Totul e doar în capul tău. Acum hai să mâncăm. Așteptăm pe cineva? E el sigur! Of, Doamne, ca să-ți demonstrez că nu e nimeni, mă duc eu. Voi stați și mâncați. Hai, bună ziua lui Mr. X. Bine, Adi. Ok. Tu mă crezi, nu?
Eugen, care Mr. X? Eu cred în fantome, în zombi, în spiriduși cimpanzei care merg noaptea în pijamale și fură dinții de sub perne. În asta cred eu. Aia e zâna măseluțe. Dar în killer care vor să distrugă canalul Orange Blue nu cred. Nu există așa ceva. Ciudat, nu era nimeni, însă am mai găsit încă o cutie de pizza și un plic. Cel mai probabil pizzeria a aflat că noi suntem vlogger și ne-a trimis una gratis cu o scrisoare de felicitare sau ceva. Băieții se vor bucura de asta. Băieți, fiți atenți! Am primit o pizza gratis și cu o scrisoare din partea pizzeriei. La sigur vor colaborare sau ceva. Eu sper să fie o colaborare de foarte lungă durată. Vezi, Eugen, nu există niciun killer. Hai să deschidem să vedem ce avem aici. Par a fi niște poze? Eugen, tu ești. Eu fac asta! Nu, Eugen, tu ești. Silviu? A, motanul meu! Asta sunt eu! Fără musteți? Asta nu trebuie să o vedeți voi. E Photoshop, la sigur. Ce ascunde Adi? Mai bine mănânci pizza, nu? Cine ar face pozele astea? Băieți, ne-a mai rămas cutia de pizza. Stai să se dacă e cu detonație. Ok, atunci noi ne ascundem, iar tu o deschizi. Ok, pare prea ușoară pentru a fi ceva de genul, dar hai. 3, 2, 1. E o simplă pizza, da? Încă o pizza. Ok. Mai avem un mesaj. Încă poze. Vă știu toate secretele, nu aveți unde să fugiți. V-am zis eu că există, dar voi nu există niciun Mr. X. E doar un hater care vrea să ne sperie. Un hater care vrea să ne omoare. Așa e, Adi, mie începe să-mi fie frică, dacă are dreptate. Băieți, vă zic încă o dată, nu există niciun killer, asasin sau orice altceva de genul ăsta. Nu există așa prostii vreodată. E doar în capul vostru. Nu mă trebuie pe Silviu, ți-am zis. Deci, revenind, nu există niciun killer. Ce e? Îl fui ego! Fugi! Ți-am zis eu că există, dar tot nu și... De unde e ideea cu Fuego? Că sunt în situații de stres, creierul meu îmi dă cele mai stupide idei. Cum crezi că a supraviețuit după atât de clădiri părăsite? Prieteni, Mr. X chiar există, asta nu e bine deloc. Știți ceva? Dacă noi nu mai supraviețuim, atunci să știți că vă iubim și să vă abonați în continuare la canalul nostru, chiar dacă nu o să mai fiu. Doamne, oare ce vrea acest maniac de la noi? Am e așa de frică. Chestiile astea doar în filme se întâmplă. Fuego! Nu cred că merge a doua oară, fugi! Nu, stai, eu sunt doar cameramanul. Cel mai probabil voi credeți că eu sunt omul rău în această poveste, dar nu e așa. Eu doar vreau să scap YouTube-ul de prostănacii ăștia trei. Eu sunt un curățător al YouTube-ului, anihilez toți vloggerii care nu adună multe like-uri la episoadele lor. De ce să mai stea pe platformă dacă oamenii nu îi apreciază? Așa e și cu ăștia trei. Am văzut că deja videourile lor nu mai adună multe like-uri. De aia am fost trimis să-i extermin. Dacă voi ați apăsa pe butonul de like, poate i-aș lăsa în pace. În plus, voi credeți că e ușor să fii killer? Voi știți câtă bătaie de cap și ce nerv de fier trebuie să ai pentru această meserie? Credeți că eu doar apar în dulapuri și atât? Nu! Ia priviți cum decurge un asemenea proces. E extrem de obositor asta. Trebuie să stau nemișcat fără să scot niciun sunet în întuneric. Acum țineți camera. Băieți, sunteți vii, cât mă bucur să vă văd. Era cât pe ce să mă prindă maniacul ăla. Trebuie să ne concentrăm și să scăpăm de el. Eu zic să-i întindem o capcană. O capcană unui killer? Nu ai văzut niciodată un film de groază? Toate personajele negative scapă mereu din capcane și cele pozitive mor. Eu mă uit doar la filme romantice, nu mă uit la din astea horror. Adi, eu cred că Silviu are dreptate. Trebuie să-i întindem o capcană și să facem ceva în privința lui. Și cred că am o idee. Vineți încoace.
Fiți atenți, îi vom distrage atenția cu niște perne și o plapumă. Cineva dintre voi va trebui înăuntru să-l ademenească, iar când va intra, noi vom închide ușa și îl vom încuia. Ah, super idee! Da, dar cine va fi momeala? Nici gând, n-am de gând eu să fiu momeala unui killer. Nici gând să fiu mâncarea lui. Îți spun o șaormă. Ok, unde-i killerul ăla? Mă duc după el. Omul ăsta face orice pentru o șaormă. N-ai văzut ce face dacă îi dai o pizza? Bă, n-ai bălcaut în toată casa asta. Unde e maniacul ăla? He, urâtul, vin eu cu aia. Hai, mai repede! Am scăpat! Nu mai fac niciodată asta. Hei, urâtule, acum ești Mister Încuiat. Ce păcat că nu are cheia din cameră, din interior. Tu ai luat cheia din interior? Tu trebuia să o iei. Fugiți! Aici! Hai, eu ce notată! Nu pornește! E de la buton, nu-i de la cheie! Băieți, îl văd, e aproape, băieți, hai Eugen, hai mai repede! Adi, fă ceva! Sau dă mie, eu am condus limuzina! Hai Eugen, mai repede! Am mers! Hai, mergi odată, apasă accelerația, mai repede! Cred că a scăpat ea. Super, că nici benzină nu mai aveam. Băieți, mașina asta albă îmi dă bănuieli. Hei, a fost tot drumul în spatele nostru, la sigur emiserii X! Fugiți! Parcul este gol. Propun să ne ascundem în acest parc de distracție și să stăm ascunși până când Mister X se plictisește și pleacă. Genială idee, hai! Prieteni, eu mă voi ascunde aici, pe aceste trambuline, deoarece iubesc ca în asemenea situații să fiu într-un spațiu foarte, foarte deschis. Sunt foarte vizibil, însă sper ca Mr. X să nu mă vadă aici. Prieteni, m-am ascuns aici printre bilă. Cred că e ultimul loc unde va căuta maniacul. Nu, el vine! Voi sta ascuns aici sus, de aici pot să-l văd pe Mister X în caz că se îndreaptă spre băieți, îi voi anunța. Fiți atenți, a venit! Prieteni, sunt aici. Probabil nu m-ați văzut deoarece sunt camuflat, doar priviți cât de genială idee am. Hanoracul e galben și se asortează cu salteaua asta galbenă, iar trambulina e albastră și se asortează cu pantalonii mei albaștri. La sigur nu m-ați văzut și nici killerul, dar auzi sunete, trebuie să mă camuflez înapoi, trebuie să fiu pe fază. Se îndreaptă spre mine. Credeam că e ultimul loc unde poate veni maniacul. Nu, ce să fac? Numai să nu cad aici. Prieten, vine spre mine. Nu înțeleg de ce nu-l lăsa dus să-l caute pe Adi sau pe Eugen. De ce pe mine? Prieten, am să mă ascund acolo sus. Mă va căuta un pic și apoi o să băsească maniacul și o să plece. Sper doar să mă țină acest acoperiș. Aici cred că este foarte bine. Deja de el, prieteni, nu l-am auzit de ceva vreme. La sigur... Liniște, sunt doar eu! Fă liniște să nu ne audă! Eugen, trebuie să găsim un plan ceva...
Trebuie să găsim un plan, nu putem sta ascunși aici toată viața. Stai, fii atent. Am o idee. Eu mă voi ascunde undeva mai în spate, iar dacă vine Mr. X, tu-l distragi și eu vin cu ceva și-l lovesc. Ok, bine, hai. Stai un pic, asta înseamnă că eu sunt momeala. Hei! Nu pot să cred, iarăși Eugen m-a pus de pândă. Ce să fac? Eugen deja nu e amuzant. Asta trebuie să fie... Fugi, fugi, repede! Ce-a ne-tu-ți? La naiba, nici lovitura asta nu l-a lăsat jos! Eugen a rămas doar o singură soluție. Du-te și cheamă poliția, eu mă voi ocupa de el, trebuie să salvez canalul. Dar Radi... Nu, Eugen, trebuie să salvez canalul, eu mă ocup de el, fugi, mai repede! Vino aici, îmi pare zeu cu fund urât! Am scăpat! A, nu! Adică... Stai! În tot acest timp tu ai fost Mr. X! Cameramanul? Da. Cameramanul e Mr. X? E genial, nu? Nu! Nu! E stupid! Cameramanul a fost permanent lângă noi. Și de ce trebuie eu mereu să mor primul? Da, și plus la asta, de ce eu să mă sacrific pentru tine? În viața reală aș fi fugit și te-aș fi lăsat în spate. Filmul ăsta are un scenariu stupid. Hai, e tare! Abonaților o să le placă! E ca un film de groază, plus că a fost Halloween-ul. Mie nu-mi place. Nici mie. Mie îmi plac filmele romantice, mexicane... Păcate, eram sigur că avea să vă placă acest episod horror. Dacă îl vedeați, la sigur apăsați pe butonul de like. Asta e. Acum trebuie să mă gândesc la un scenariu mai bun. Cu voi a fost Eugen, Adi și Silviu. Ne revedem foarte curând.